Salut și bine v-am regăsit la un nou episod special de data aceasta. Un duel PvP cu sora mea pe bani reali. Deci cine va câștiga va primi un premiu în bani. Cred că undeva la 250 de lei avem aici. Și cum am gândit? Avem să băgăm puncte în skill-uri acum. Și m-am gândit la o idee. Avem câteva cu fregardă, eu am 3 și ea are 6. Are șanse mai mari. Ideea este că dacă eu deschid 10kk și ea 30kk, are voie să pună 2 puncte într-un skill sau în ce vrea ea, pentru că habar n-are în ce skill să bage, nu i-am spus. Suntem pe BM, așa că este ceva total nou pentru ea, adică nici nu știu dacă știe despre ce e vorba. Și și haide să vedem acum dacă avem noroc să băgăm puncte. E un pic și de noroc, dacă am noroc să bag punct, voi băga, dacă nu, nu. Vom vedea dacă avem noroc să câștigăm duelul și banii totodată. Din Yangul deschis avem voie să cumpărăm ceva din bazar, din primul shop deschis, adică nu avem voie să deschidem mai multe shop-uri, să ne uităm prin shop-uri sau ceva. Deschidem un shop și cumpărăm ceva. Dacă nu găsim ceva în shop-ul acela, nu cumpărăm. N-avem voie să cumpărăm dacă nu găsim ceva să ne ajute. Și Ade va trage și a cadrele ei, veți vedea, voi pune eu la editare și veți vedea tot. Acum o să deschidem cuferele, o să începem să deschidem cuferele, dar nu înainte de a apăsa pe butonul de like și dacă mai vreți duele de genul, da, pe alte caractere, scrieți în comentarii pe ce caracter și ce skill-uri, ce magii să folosim. De exemplu, Ninja Arc, Ninja Lamă, ce mai avem, War Mental, ce vreți voi. Și haideți să vedem, nu știu, dacă există susținere peste 500 de like-uri și poate mai facem. Măi, dar întreabă-mă câte like-uri vreau eu. Ia câte like-uri vrei tu. Eu vreau minim 700 de like-uri dacă la nu acest videoclip 700, frumos. Dacă nu sunt 700, nu, eu cred, nu, mai intru, nu cred că niciodată mai intru. Și așa, și așa și pentru acest clip, cam greu am reușit să o conving. Și zic, hai să începem, dacă deschide mai mult Yang decât mine, va băga 2 puncte în ce vrea ea. Hai de începem cu primul. Am luat 30 caca și flacără, n-ai cum să mă bați, dar ne luăm după Yang, fără flacără. Eu am luat tot 30, să știi. Tot 30? Flacără, n-am luat flacără. Da, tot 30. Păi, incredibil, am luat egal. Să băgăm, uite, ai, dacă luăm egal, băgăm doar un punct. Dacă luăm egal, băgăm doar un punct în ce vrem noi. Bine. Și dacă mă bați, 2 puncte. Eu acum trebuie să mă gândesc. Bagă în ce vrei tu. Oricum vedeți pe ecran în ce va băga, pentru că v-am zis că trag cadre. Ai băgat? Nu, că... nu știu în ce să bag. Bag în asta. Așa. Cred că am greșit-o total, da. Hai, continuăm. Tot 30. Tot 30 și eu. Băi, frate, hai să băgăm în ăsta. Și eu, gata. Și la mine e ultimul. Eu am 10. 10 și eu, tot un punct băgăm. Nu iau și eu așa. Acum, tu mai ai cufere, nu? 3 da. Mai. Tu poți să le deschizi și ne spui și banii. Deschide-ne. Ce? 10 și tot 10 și îmi bag acum câte un punct? Câte un punct, da. Păi din... da, mai bag la fiecare câte unul și gata, bagă am luat câte un punct. Deoarece am fost la egalitate și n-a câștigat nimeni, l-a deschis cuferele, mereu am deschis egal, mama mea ne va deschide câte un cufăr la fiecare, deci mie unu, ei unu și să vedem dacă se schimbă lucrurile. Hai să vedem acum. Nu, no, click-ul ăla la alt. Celălalt click. Da. 10.000. Acum te muți la Ade. Te muți la Ade și vedem dacă are mai mult noroc. E bine, e bine. E puțin, e cel mai puțin. Pe hai, care iubește mai tare. Dă-i. Mm-hmm. Tot așa. Tot 10? Ne iubește egal. Ne iubește egal, așa că tot cât un punct băgăm, adică mai băgăm la ceva.
Gata, pa. Mai bagi la ceva sau pui mai multe puncte în ceva? Acum că am deschis cuferele și avem și ceva bani, vreau să cumpărăm, așa cum am zis, din bazar. Hai să mergem spre bazar, vino după mine. Eu am 80 caca, tu cât ai? 130. Deci are mai mulți bani, s-ar putea să fie grav și s-ar putea să pierd banii. Putem să cumpărăm și armă dacă vrem, dar noi, dacă nu găsim armă prin shop-uri, vom da cu Bambus plus 0 și eu și ea. Sunt și eu curios ce vom găsi prin shop-uri. Trebuie să schimbăm și CH-ul, că suntem CH4. Și primul shop pe care vom deschide, ăla, din ăla trebuie să cumpărăm ceva. Suntem amândoi în bazar, am găsit și shop-urile. Adea a zis că a găsit și haide să vedem ce e în el. Pe ăsta o să-l deschid până la urmă. Am găsit ceva, cât de cât. Deci eu am colier de argint, papuși de lemn. Un caca ăsta l-aș lua pentru farmec doar. Scut de luptă plus 5. 27 caca pentru care și vampiri. Aș da cam mult pe el. Mortală nu-mi trebuie. Pești, uite, crab chinezesc aș putea lua. Să mă ajut. Hai să-l iau pe ăsta că e destul de ok. Să iau și crab prăjit. Hai să-l iau și pe ăsta. Sabie de level 1 cred că o iau. Are și 6 dex, 5 pătrundere, ciobită, 28 caca, e cam mult, dar pentru clip o iau. O iau că e mai bună decât bambus oricum. Și scutul aș lua pentru apărare, dar dau cam mult pe el. Colierul iau și pe el pentru farmec, așa cum am zis. Bun, deci eu cred că o să-mi iau scutul ăsta. Că oricum am bani de mă enervează. Bun, deci cam asta este din shop-ul ăsta. Eu mi-am luat așa, sabia de 1, scut plus 5, deci e scump rău de tot scutul ăsta. Nu ne va fi foarte de ajutor, dar măcar un pic de apărare acolo. Și m-am mai riscat și cu un cufăr pește. Bă, dacă vine medalia... Bă, mi-au venit critice pătrunderi, vezi că e bine. Las că e bine, s-ar putea să câștigăm, fiți atenți aici. Deci avem critice pătrunderi, pești. Și urmează duelul, nu? Hai să vedem despre ce e vorba, să vedem și ce a luat ea, că abar n-am ce, până la urmă, ce a găsit. Tu doar atât ai luat? Scut plus 9 și... Da, ce? Aveam altceva de luat? Păi și eu tot cam, oricum am mai slab, gen. Sau, hai să zici că sabia asta e mai bonusat un pic. Abar n-am dacă sunt mai bine sau mai rău decât tine, o să vedem acum. În mod normal aș fi mai bine dacă aș băga criticele și peștii, dar primul nu bag. Hai să vedem acum dacă reușesc să o înving. Dăm skillurile, primele le-ai prins care sunt. Și să nu uiți să bagi licori albastre, că mănâncă, vezi că mănâncă mult. Da. Vezi că dăm până la 5. Bine. Hai, go. Mamă, 98. Ai dat flacăra aia, cum se numește, lovitura focului. Da, lovitura focului. Vezi că aia e de la apropiere. Nu știu, măi băieți. Uite, ai dat-o bine, mi-ai prins-o. Mamă, mă bate, cred că am jumate. Cred că are protecția aia și se mai simte. Mamă, și nu mai am mana. Mi-a mâncat o groază. S-ar putea să ne bată, fiți atenți. Îmi dau cu toate alifiile. Băi, vezi că mă bați, frate. Îmi dau la picat. Mai am foarte puțin gen. Mori, mă, hai, cât mai ai? Aoleu, 1-0, cât mai aveai de curiozitate? Mai aveam jumate aproape, da. Mamă! Du-te! Deci, 1-0. Dar tu băgai licor cumva? Roșii. Nu. Așa. Nu am fost atent. Dar, frate, nu prea dau damage. Mamă, cât de bună sunt! Vezi că ai dat bine skill-urile. Și o să mai... Și o să-mi dai și banii? Da, păi dacă câștigi. Wow. Fii atentă, că acum n-am băgat criticele și peștii pe care i-aveam. Hai că-s curios acum dacă mă bați.
Iată-i puțin, eu n-am așa ceva pe Păi aici. dacă nu ți-ai cumpărat din shop, n-ai. Dar licorile astea violete, Alea pot nu, să le... nu te bași pe alea. Păi alea nu Ah. le-ai cumpărat tu. Bine, hai. Hai, go. Adică stai, nu go. Dă-ți skill-urile tot. Mamă, mamă, hai că e palpitant. Dar de ce nu-ți bagi protecție întunecată? Pentru că nu am punct. N-am câștigat punct pentru ea. Mi-am băgat mai mult în damage. Hai, go. Bine, go. Hai că ai dat-o pe aia. Hai că acum ar trebui să dau și-o puțin mai bine cu peștii ăștia. Dar degeaba am pește de viteză de atacă. Nu prea o să dau cu... Fuge ca un laș. Păi așa se joacă, haide. Oricum îmi dai flacăra aia. Ce range are? Băi, dar mănâncă foarte multă mana, gen. Uitați-vă și voi. Zici că are mai multă mana ca mine. A, uite că n-a băgat licori albastre acum. Și i-a scos. I-a scos. Vezi că ți-a scos alea. Da, n-are nimic acum. Dau și eu cu tot ce pot. Mamă, mamă, dacă mă bate și acum am pierdut 100%. Nu fugi. Hai cu flacăra aia. Așa, mă, 1-1. Vezi că era să mă bat și acum. Mai aveam 600 PV. Hai, 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 că-s nerăbdător. Dă-i. Dar nu mai da hituri, gen. Uite, ai mâncat toată mana, n-ai băgat. Trebuie să bagi și mana. Vezi că o joci bine la fugă, gen, că nu ți-am prins un skill. Bagă-le înapoi. Păi da, stai să mi se și încarce, domnule. Hai că dă și dă, adică ce faci? Doar fugi? Că eu îți dau aici. Eu am full viață. Păi mă baci acum. Păi chiar te bat acum. Să nu uiți să bagi cel mai important, licorile. Păi da, în toată tensiunea asta ce să mai bag? Dar de curiozitate câți bani mai aveai? Gen, 30, caca. 30 rămași. Oricum, ai cheltuit mai mult ca mine. 2, băi, nu 2, se 1. Mai poate. 2-1. Acum... Hai că rămân cu banii. Acum nu te mai las. 3, 2, 1 și... Hai. Să nu bagi, să nu uiți să bagi icorile, da, că-ți scoate alea. Ia mă cu hit-ul. Bă, vezi că pe hit dau bine. Mamă, nu cred că ai șanse, Ade. Ia. Am prins tactica. Ai așa. Nu mai stau, gata. Vezi că iară ți-a scos aia, cred. Sau ai apăsat tu pe ea. Hai, că am găsit-o. 3-1. Fii atentă. Încerc unul și fără flacăra. Sunt curios dacă... Haide, lasă acum. Păi îți dau puține șanse. Că gata, am găsit tactica să te bat. Nu uita de mana, nu uita de mana, cel mai important. Data viitoare mi-ai banii. Acum ai mai învățat unele chestii. Hai că dau. Îmi place skill-ul ăsta că îi dă încetinire, vedeți? Aha, a venit flacăra și pe câine. 4-1, am câștigat. Adică, e gata. Fraților, aveam dat încrederea că o să-l rupem la ficat. Vezi că primul duel am crezut că mă bați. Dar am băgat și criticelele, m-am prins că și pe hit dau destul. Care-i părerea ta despre duel? Părerea mea este că mai am multe de învățat pe acest joc. Uite, da, dacă, va dacă veni înveți, o zi. Vezi că mărim miza dacă, dacă mă bați, gen, poate din clip în clip, următorul va fi 500 de lei. Va veni o zi când te voi extermina. Data viitoare o să jucăm tot pe ăștia? Păi nu știu ce vrea lumea în comentarii. Dar așa ți-a plăcut BM-ul, skill-urile, ți-au plăcut cum... Da, îmi place, parcă îmi place mai mult decât ălalalt. Da, dar e gen mai mult pentru PvP. E foarte greu PvM să joci cu BM-ul.
Aute, mă, și nici nu mi-a scăzut gradul. Cam acesta a fost și duelul. Am reușit să iau premiul, deci premiul e încă la mine. Dacă data viitoare mă va învinge, s-ar putea să măresc, să dublez suma și să mai dăm tot așa pe un alt caracter. Dar ce ziceți voi în comentarii și părerile voastre, adică le acceptăm? Dacă mai vreți să adăugăm sau să schimbăm o treabă, bineînțeles că vedem acolo și vom adăuga sau vom schimba chestiile. În caz că v-a plăcut și vreți același tip de conținut să-l mai facem, nu uităm de butonul de like, subscribe. Sper că v-a plăcut, mi-a venit mie ideea asta și sper că a ieșit ceva, adică mie mi se pare că a ieșit ceva amuzant și cât de cât ok. Poate ar mai fi lucruri de îmbunătățit, dar vedem pe parcurs. Sper că v-a plăcut, mulțumesc și membrilor, ne auzim data viitoare, vă urez multă pace și multă baftă, vă salut, vă salutăm, pa, pa!